stadionul Granitul din București, derbiul seriei Est și gol pentru Dinamo, deschide scorul echipa din capitală, o face cu o lovitură de cap Vlad Motroc. Minutul 48 al partidei, iată, dinamoviștii își pun în valoare jocul aerian foarte bun cu acest corner. Revedem faza, centrare înaltă, nu sare niciunul dintre jucătorii viitorului acolo și Motroc plasează sub bara transversală, face inutilă intervenția lui Rare și Murariu. A încercat Murariu, dar a surprins, evident, de această execuție de la numai câțiva metri, cam 6 metri de poartă, n-a putut interveni eficient. 1-0, conduce, iată, Dinamo din minutul 48. Și-a restabilit egalitatea în urma unei faze fixe. La un corner de pe partea stângă, Urechi a respins balonul în față, defensiva piteșteană nu a reușit să îndepărteze pericolul, iar Vlad Motroc, scăpat din marcaj, a trimis în plasă din câțiva metri. În urma acestui rezultat, FC Argeș a rămas pe locul 3 cu 20... Thank you.
aici Argeș. Popescu este cel care a reluat acel balon. Au fost arătate și minutele de prelungire, 4 la număr. E gol valabil pentru FC Argeș.